Orchestra frații Advahov, Laura Olteanu, Nicoleta Cojocaru, Zinaida Julea și Igor Rusu sau faimoasa Mira și mulți alții au făcut să răsune Moțca de bucurie, dans și armonie. Primarul Constantin Hobincă a fost o gazdă harnică și primitoare. Este cea de-a 8-a ediție a Zilelor Comunei. O desfășurăm astăzi, 15 august. Este și sărbătoare cu semnificație religioase. Este ocazia cu care, sărbând Ziua Comunei, invităm pe toți cei locuitorii comunei, locuitorii localităților de pe lângă comuna noastră, să vină și să se bucure alături de noi de valoarea invitațiilor pe care am reușit să-i urcăm pe scenă. Locuitorii din Moțca se bucură cu regularitate de evenimente culturale, iar primarul e încrezător în viitorul comunei. Să aibă încredere în noi, să participe alături de noi și la bine și la rău și noi ne vom strădui să facem tot posibilul ca proiectele pe care le-am promis să fie puse în aplicare și comuna să se înflorească. Îmi place să joc, să cânt, foarte frumos, foarte frumos. Unii joacă băurieri. Spectacol foarte frumos, mi-mi plac foarte mult astea. Succes în toate a lor și domnului primar cu organizarea și în continuare tot mai bine și mai frumos. Îmi place foarte mult, mă bucur foarte tare pentru că domnul primar a luat inițiativa de a forma un ansamblu în comună și am venit să-i văd, printre care face parte și nepoțelul meu. Mai mult de asta sunt prezent aici, dar cu siguranță o să fie o petrecere deosebită. Distracția a mers tuturor la inimă, iar focul de artificii cu care s-a încheiat petrecerea a fost de zile mari.